Vă propun acum să luăm câteva minute de întrebări din sală, evident, și de răspunsuri de la membrii panelului nostru. Așadar, vă rog, întrebări, comentarii sau, eu știu, lucruri care vă frământă vis-a-vis de temele expuse astăzi. Vă rog, domnul Pătrășcanu. Avem și un microfon. Mulțumim. Mulțumesc foarte mult. Pentru domnul Eugen Rădulescu, Felix Pătrășcanu mă numesc. Ce ar trebui să facem, ca să spun așa, să ajungem în zona junk? Suntem pe BBB minus. În pensiile. Ce mai e de făcut să ajungem acolo? Eu sper totuși să ne ajungem acolo. Cred că ar fi suficient să continuăm încă vreo 2-3 ani pe aceeași... Gabriel vorbea despre faptul că până în 2021, dacă mergem înainte cu aplicarea legislației așa cum a fost ea aprobată în momentul de față, deficitul explodează undeva către 6-7-8%. Deocamdată nu s-a întâmplat asta, rămânem în palierul lui 3%, inclusiv ca urmare a faptului că autoritățile publice au fost foarte ingenioase în a aduce venituri din viitor în prezent. Asta ajută foarte mult la stabilitatea fiscală. Au fost aduse dividendele. Neputând face arierate, pentru că arieratele sunt luate în calcul ca atare de către Uniunea Europeană, deci în evaluarea deficitului nu se ia în calcul că nu ți-ai plătit fisc, datoriile la fisc, nu-i nimic. Asta cu aducerea dividendelor anticipat încă nu e prevăzută, încă n-au văzut-o și atunci nu e trecută ca un venit înregistrat anticipat. Dar indiferent dacă este sau nu este, cât poți să-ți aduci înainte veniturile? Ți-l aduci un an, ți-l aduci doi. În al treilea an nu mai ai ce să mai aduci înapoi. Adică eu nu văd niciun fel de posibilitate să se ajungă la un punct de pensie fantasmagoric, așa cum îl auzim în momentul de față. Chiar dacă a fost aprobat prin lege, chiar dacă nu știu ce. Nu-l văd. Dar... Eu am mai avut mirări din astea și rezultatele tot pe aici au fost. Eu cred în continuare în mintea românului cea de pe urmă. Pot să dau și un răspuns mai scurt? Întrebarea a fost așa, ce ar trebui să se întâmple ca să ajungem junk? Ca guvernul să implementeze programul de guvernare al PSD pe partea de pensii. Mulțumesc. Mulțumim pentru răspunsuri. O altă întrebare sau alte comentarii, dacă există, vă rog, domnule. Avem un microfon, vă rog. Da, ziceam că am și o afacere în domeniul Horeca și mă gândeam la ce spuneți. Probabil că dezvoltarea asta, adică defiscalizarea sectorului Horeca, are o legătură în amonte cu oarește ce producții nefiscalizate de băuturi alcoolice. Că cu, e o declarație de impotență a statului, că nu poate să reducă evaziunea și nu poate să convingă crâșmarii să emită bonuri fiscale după ce am introdus și AMF-urile. Și atunci, pe acest fond, păi hai să scoatem impozitele pentru toți, ca să nu mai avem evaziune. Sim. Dacă nu mai sunt impozite, nu mai e evaziune. Cred că, din contră, declarație de potență de a drena niște bani către alte costuri care nu sunt vizibile. Impotență în administrare fiscală. Eu am citit aseară, am recitit articolul 16 din Constituție, în care spune că cetățenii este egal în fața legii și a autorității publice. Adică am văzut lucrurile în felul următor. Cetățenii sunt egali și de partea cealaltă avem legea și autoritatea publică. Da. Adică dacă cetățeanul se judecă cu autoritatea publică, autoritatea publică fiind în gașcă cu statul, adică cu legea, adică, mă înțelegeți? Da, avem separarea puterilor. Păi avem, dar nu avem, adică Constituția, articolul 16 așa scrie.
Și atunci cred că toate lucrurile sunt organizate, adică vă dau 100% dreptate cu exemplu cu Steaua Română, cu exemplu cu Farmec, cu toate celelalte, adică cum până la judecată pe unii lași, pe unii nu-i lași, până la judecată le blochezi contul la, la unii, îi bagi în faliment, dar e cineva de prost încât să nu înțeleagă. Nu, toată lumea înțelege, înțelege și o face intenționat. Deci eu cred că prin tot ceea ce face statul, așa cum e organizat de Iliescu din 1990, face cumva ca să împovăreze cetățeanul până la limita suportabilității, după care mai lasă un pic cu, cu mintea românului de pe urmă să nu care cumva să explodeze de prea multe ori mămăligă. Cât că ăsta-i sistemul. Mulțumesc pentru comentariu. Nu iau ca o întrebare și am văzut că v-ați adresat. Vă spun doar o scurtă poveste. Încercam să... Eram într-o discuție când eram secretar de stat la birou cu cineva. Încercam să găsim o soluție, să înțeleg de ce trebuie să fie atât de complicat și să simplificăm lucrurile. Îmi zice persoana respectivă așa, pe un ton oarecum conspirativ. Domnul secretar de stat, domnule, vedeți că acum sunteți pe partea alaltă a baricadei. Adică mindset-ul este că e o baricadă între administrarea, publică, ar trebui să facă ce? Servicii publice, să ofere servicii publice de calitate și restul contribuabil, aia care îi țin, care le plătesc salariile. Și aici trebuie să lucrăm cel mai mult. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Dacă mai sunt întrebări, vă rog, acolo, vă rog. Asta și încă unul. Asta și încă pentru domnul Ionuț Dumitru, pe care îl știu ca un critic foarte asidu al guvernării actuale și chiar și a guvernărilor precedente. Critic. Da, în fire. Spuneți-i cum doriți. Asta e treaba dânsului la Consiliul Fiscal. Nu trebuie să spună ce vor să audă guvernanții. Trebuie să nu e vorba de ce vor să audă. E vorba că orice se întâmplă nu e bine. Dar nu vreau să creez o discuție din chestia asta. E altă cu totul. Vă rugăm, vă rugăm întrebarea asta. Deci a enunțat dânsul niște principii. Poate ar putea să dea două exemple. O țară din UE și o țară din oriunde altundeva în afara UE, unde aceste principii se aplică și tot lucrurile merg bine. Sau cât mai aproape de ceea ce ar trebui să fie. Okay. Și o altă întrebare tot pentru dânsul, având în vedere că ciclul economic presupune perioada de creștere și descreștere, acei indicatori prietenoși pe termen lung și prietenoși pe termen scurt, ce relevanță pot mai au în condițiile în care oricum va fi o perioadă de boom și o perioadă de recesiune? Da, mulțumim pentru... Pentru domnul Rădulescu, dacă se poate. Si. Referitor la indicatori, din câte știu eu, indicatori s-au recalculat deficitele bugetare înregistrate în perioada de criză ca urmare a introducerii în PIB a economiei subterane. Și astfel, cel mai mare deficit bugetar înregistrat în anul 2008 sau 2009, mi se pare 7,1%, a scăzut la 4,9% prin niște calcule econometrice care nu știu cât de relevante sunt. În aceste condiții, seriile acelea de indicatori pe care le-ați prezentat și care indică sau nu indică apropierea sau depărtarea de recesiune, cât de relevante pot fi și ce încredere poți să ai în niște indicatori bazați pe procente și nu pe valori absolute? Și încă o întrebare referitor la finanțarea economiei de către bănci. Băncile stau pe niște depozite de la populație și toate băncile au de regulă sume mai mari atrase decât sume acordate sub formă de credite. De ce statul nu intervine pentru a solicita banii direct de la populație, cum s-a făcut anul acesta? Păi se face acum, se face și o tombolă, am înțeles. Da, dar e vorba de un an din 10 ani sau cât... De acord, vă rog, vă rog. A stat aici ca să răspundă? Nu, o să rog pe domnul Ionuț Dumitru să răspundă la primele două întrebări. În primul rând, la prima întrebare cu unde se respectă principiile enunțate de către mine, v-am spus că acele principii sunt rezultatul unor studii din literatură care arată ce e bine să faci și ce nu e bine să faci, din rezultate empirice. În marea parte a țărilor care au reușit, acele principii sunt respectate. Depinde unde vrem să ne poziționăm, în țările care reușesc sau țările care nu reușesc, respectând niște principii sănătoase. La a doua întrebare cu ciclul economic și că
acele tax sau growth friendly sau non friendly, că dacă avem, poate n-am înțeles bine întrebarea, dacă avem creștere respectiv recesiune, de ce mai sunt importante aceste lucruri? Păi tocmai asta sunt, înseamnă că nu vreau să înțeleg ce am spus. Eu am spus că acele sunt creșteri, sunt să zicem tax sau growth friendly sau nu, din perspectiva creșterii pe termen lung, pentru care nu contează fluctuațiile ciclice pe termen scurt. Deci noi discutăm de un PIB care este de trend, tendință pe termen lung, și un PIB efectiv care poate fluctua în jurul acelui trend. Deci pe noi nu ne interesează fluctuațiile ciclice, ci ne interesează tendința pe termen lung, așa zisul PIB potențial. Adică nu așa, ci așa. Tendința în... Da. Nu? Da. Ce anume? Păi nu este, nu am zis că nu este numai așa. Economia e important să crească pe termen lung și nu să cresc 5%, 7% anul acesta după care am avut în 2008, plus 8 după care minus 7. Important este să cresc cu, nu știu, 3-4% cât e potențialul de creștere economică constant. Și să țin lucrul ăsta pe termen lung, pentru că ați văzut și în... La un moment dat am avut un tabel comparativ cu alte state. Deci alții au crescut mai încet, dar susținut pe termen lung și sunt mai în fața noastră. Noi am crescut foarte repede în anumite perioade, 8% în perioada precriză. Și n-am ajuns prea departe. Domnul Rădulescu, v-aș ruga. Aș vrea să vin și eu puțin la ceea ce spunea domnul Dumitru, pentru că nu vom găsi nicăieri o țară care timp de 100 de ani să respecte regulile teoretice. Sunt perioade de 5 ani, 10 ani în care o țară merge mai aproape de ceea ce spun cărțile de specialitate și o altă perioadă în care aceeași țară nu mai face acest lucru. Ceea ce s-a putut observa și ceea ce spune și Ionuț, acestea nu vin din aer. Sunt analize care s-au făcut pe grupele de țări, pe perioade lungi, pe efectele pe care le-au avut politici mai bune sau ceea ce s-a numit politici mai bune sau mai puțin bune. Și al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez, dacă politicile fiscale ar fi contraciclice, viteza de creștere în perioadele de avânt ar fi ceva mai redusă, iar declinul în perioadele de recesiune ar fi cu mult mai redus. Pe ansamblu unor perioade mai lungi, politici anticiclice, fiscale anticiclice, ar atrage o mai mare stabilitate economică cu o creștere medie mai ridicată. Acesta este ceea ce ne arată și evaluările econometrice, ne arată și analizele empirice făcute pe perioade lungi în diverse țări ale lumii. Nu pot să pun degetul pe o țară sau pe alta. În orice caz, țările Uniunii Europene n-au fost pe termen lung niciodată foarte, foarte pioniere ale stabilității și ale unui comportament fiscal foarte responsabil, dar atunci când s-a întâmplat acest lucru, țările respective au dus-o foarte bine după aceea. Nu știu, cred că îmi vin în minte două exemple, Statele Unite și Marea Britanie, care au avut perioade în anii 70 de foarte adâncă recesiune ca urmare a unor politici foarte, foarte dezechilibrate. La sfârșitul anilor 70, ambele țări au avut politici foarte strânse, care au durat câțiva ani cu căderi de producție, cu creșterea ale șomajului și așa mai departe, dar după aceea amândouă țările au rămas pe coama valului decenii la rând, arătând că dacă ai politici așa cum trebuie, vine ziua în care obții rezultate de pe urma lor. Acum, întorcându-mă la întrebările pe care mi le-ați spus mie, prima a fost legată de cât de mult putem să credem în cifrele relative. Dacă nu avem încredere în statisticile pe care le avem, suntem pierduți. Nu avem soluție, nu avem alternativă decât să credem că statisticile pe care le avem sunt măcar oneste. Nu cred că deficitul a scăzut la 4%
pentru care însemna ca PIB-ul să se fi dublat. Nu s-a dublat PIB-ul din cauza economiei. Această schimbare de metodă de calcul nu putea să ducă la înjumătățirea deficitului pentru că nu s-a dublat PIB-ul. S-a mărit cu vreo 10%, poate 15%. Nu poți cu o mărire de PIB de 15% să reduci deficitul la jumătate. Nu merge aritmetica, adică asta e chestia de clasa 5-a. Nu merge. Deci nu cred că decalajul între cifre este atât de mare. Dar fără îndoială că toate aceste valori au o relevanță relativă. Putem să, dacă, de exemplu, mâine ar avea loc un eveniment major legat, să zicem, chiar de uciderea acelui jurnalist din Arabia Saudită. Nu pare să se întâmple nimic în sensul acesta. Dar să zicem că s-ar întâmpla ceva care nu are nicio legătură cu nimic și explodează dintr-o dată în fața economiei mondiale și se produce o criză. Ce s-ar întâmpla în momentul acela? Păi cred că noi am duce-o foarte rău. Așa cum data trecută, când a fost criza în 2008, noi ne croiserăm singuri fundamentul pentru a avea o criză mare, faptul că a explodat și criza mondială a făcut ca la noi criza să fie foarte mare și să o ducem foarte rău până în 2010. Culmea este că în toată această perioadă cei care ne-au scos din marasmul în care eram sunt tratați și în ziua de astăzi ca cei care au făcut numai rele, iar cei care ne-au băgat în marasmul acela sunt și acum priviți ca foarte bine. E... Așa se scrie istoria. Iertați-mă, mai era următoarea întrebare, nu mai țin minte. Mai era întrebarea legată de ce nu se împrumută statul la populație. Păi statul se împrumută la populație cât poate, numai că vedeți, e foarte scump. Nu. E foarte scump să te împrumuți de la populație. E scump din cauza că oamenii vin cu... Oamenii vin cu sume mici. Cu sumele cu care vine un om, în primul rând, unde să vină? Să vină la poștă, să vină la bancă, să vină la administrația fiscală. Păi eu nu mă duc la administrația fiscală, nici n-am, dar, ca să depun niște bani, chiar cu o dobândă mai bună la stat, pentru că n-am timp de pierdut. Pur și simplu. Cum? Să știți că un ordin de plată făcut la o bancă mă costă 10, la banca mea, mă costă 10 lei. 10 lei un ordin de plată. Cât ar trebui să depun eu acolo ca să-mi convine să cheltuiesc 10 lei ca să cumpăr titluri de stat? Ajunge foarte dezavantajos. Vedeți că sunt și alte condiții aici. Sunt faptul că trebuie să stai cu banii ăia acolo nemișcați 5 ani, că nu poți să-i tranzacționezi, adică sunt restricții care fac neatrăgătoare aceste obsesii. Ca să nu mai vorbim de faptul că la o inflație de 5% să dai 5%, e bine. E în regulă. Vă rog, o ultimă întrebare v-aș ruga. Mulțumesc. Alexandra Pele de la cursdeguvernare.ro. Aș avea două întrebări pentru domnul Rădulescu vis-a-vis de expunerea băncilor pe sistemul bancar. Luați în calcul o eventuală limitare a acestei expuneri pe viitor prin legislație? Și doi, m-ar interesa dacă există o analiză la Banca Centrală cu privire la un prag maxim dincolo de care această expunere devine periculoasă pentru o bancă. Mulțumesc. Ideea de a interveni administrativ în politicile băncilor se face cu foarte mare prudență și numai în situații cu totul excepționale. Calculele noastre arată că la momentul de față cu 22-23% suntem deasupra tuturor celorlalte țări din Uniunea Europeană, mai puțin Ungaria, care ne depășește cu vreo 2% în privința ponderii activelor guvernamentale în plasamentele băncilor, și atunci deja putem spune că situația este relativ complicată. Și există două motive pentru această abordare.
primul și cel mai serios motiv, după părerea mea, este acela că în viitoarea, în viitorul an, să zicem, se va produce o creștere a dobânzilor medii. Dacă vor crește dobânzile medii, toate plasamentele făcute pe dobânzi fixe ale băncilor vor fi downgradate, va trebui să creeze provizioane pentru ele, să înregistreze pierderile. Pe în momentul în care ai mai mult de o cincime, și să știți că avem bănci care au mai mult de o treime din plasamente în titluri de stat, deja nu știu cum se vor descurca din punct de vedere al eficienței. În momentul de față se discută și pe plan internațional nu o limitare a capacității băncilor de a cumpăra titluri de stat, ci se pune problema unei eventuale viitoare înregistrare a unei cote de risc. În momentul de față, riscul pentru plasamente în titluri de stat este considerat zero. Și se vorbește despre o creștere a acestei cote de risc, undeva la 5-10%, ceva de genul ăsta. Nu s-a ajuns încă pe plan internațional la o concluzie în acest sens. Există state care se opun vehement și vă dați seama că acestea sunt țările care au cele mai mari expuneri, între care vorbim despre Italia și Japonia, dar nu numai. Țări care sunt puternic îndatorate și care depind foarte mult de împrumuturile de la bănci. Și din acest motiv, or mai fi și altele, deocamdată nu se întrevede momentul în care se va ajunge la vreo formă de limitare, că aceasta este numai o limitare prin preț a accesului la titluri, a accesului băncilor la titluri de stat. În orice caz, în ceea ce privește economia noastră, cu o monetizare care reprezintă cam o cincime din ceea ce se întâmplă în restul Uniunii Europene, ca medie vorbind, cred că la cât putem, atât putem. A merge mai departe cu îndatorarea statului, nu la 20%, cu 22%, ci la 44%, să zicem, nu este de imaginat o asemenea variantă. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi și mulțumesc tuturor paneliștilor din această primă sesiune. Vă